Rușii au ieșit din pauza operațională, ce fac și ce au de gând, toate informațiile explicate imediat, dar înainte avem două informații noi. Cea mai mare bază militară a aviației militare ucrainene, nu ucrainene, britanice, în Marea Britanie, cea mai mare bază militară a aviației și-a întrerupt astăzi activitatea. Toate zborurile au fost ținute la sol din cauza căldurii. Din cauza căldurii, pista s-a topit și n-au mai putut să își desfășoare activitățile obișnuite. Iar la Palatul Buckingham, ceremonia schimbării gărzii a fost scurtată masiv pentru că era prea cald și soldații nu au putut să facă ce fac de obicei acolo. Aici vedeți cum unul dintre soldații de gardă la Buckingham este alimentat cu apă, cred. Este hidratat de unul dintre colegi. S-a întâmplat astăzi în Marea Britanie din cauza valului de căldură. Vă reamintesc, maxim istoric înregistrat astăzi în Marea Britanie pentru temperaturi, 41 de grade Celsius. Nu s-a mai întâmplat asta niciodată. În Franța, în sudul Franței, 48 de grade Celsius. Ce se întâmplă în Ucraina? Se întâmplă că rușii au reînceput operațiunile militare. Serghei Șoigu, ministrul apărării, a fost în Ucraina în secret, am aflat abia după ce s-a întors în siguranță la Moscova și le-a dat ordine precise militarilor să țintească, să urmărească, să distrugă mai ales lansatoarele HIMARS, pentru că ele le fac acum cele mai mari probleme rușilor. Tot de pe frontul din Ucraina aflăm că în continuare rușii vizează ținte civile, locuințe, moluri, chiar o mănăstire, s-a întâmplat în ultimele zile, și că folosesc rachete antinavă. Despre aceste evenimente cu invitatul nostru, generalul în rezervă Virgil Bălăceanu. Bună seara, domnule general! Bună seara! Cum să folosească rachete antinavă împotriva țintelor civile? Cum vă explicați? De ce fac asta? Nu știu dacă folosesc în mod direct împotriva țintelor civile. Știu că au început, sau dacă le vizează în mod intenționat. Sau dacă le vizează în mod intenționat. Însă îi folosesc de mai mult timp datorită unui deficit de muniție inteligentă. Muniția antinavă KH-22 o lansează de pe bombardiere. Este o muniție mai veche, nu ar intra din datele pe care le știu în categoria muniției inteligente și ca atare precizie este mai scăzută. Ca să fie precizia mai ridicată, ar trebui ca aeronava să execute tragerea de o altitudine mică. Pericolul este să fie lovită cu rachetele antiaeriene, inclusiv cu rachetele antiaeriene cu bătaie foarte apropiată, care le-au produs rușilor destule pierderi în războiul din Ucraina. Ca atare, trebuie să analizăm fiecare situație de genul acesta. Ea ar explica, spuneam mai devreme, faptul că nu au aceeași cantitate de muniție inteligentă. Probabil există o epuizare a stocurilor. Ei în stocuri trebuie să păstreze și o rezervă. Întotdeauna trebuie să ai o rezervă în stocul strategic și operativ. Pe de altă parte, cred că sunt probleme și cu producția, mai ales datorită faptului, și sunt comentarii în presă, că nu mai pot să importe anumite componente tehnologice pe care nu le-ar fabrica rușii la această dată. Apar asemenea probleme, este exemplul cu KH-22, care este o rachetă antinavă. Sigur că rachetele antinavă, lovind un obiectiv pe mare, pot să lovească și un obiectiv terestru. Însă diferențele sunt destul de mari, pentru că pe mare poți să nu lovești nava, dar nu ai pierderi și daune colaterale, pe când folosirea din spațiu aerian în spațiu terestru cu o precizie mai scăzută aduce și victime și pagube colaterale, dar în primul rând victime colaterale din rândul civililor. Informațiile militare britanice spun că două avioane Su-27 au vizat insula Șerpilor, dar n-au atins-o, n-au reușit să o atingă. Și se comentează intens în legătură cu imprecizia, cât de incapabili sunt rușii să lovească cu precizie anumite ținte. Cum e această informație pentru dumneavoastră? Mă surprinde, dar mă rog, poate greșesc eu. Su-27 este un avion de interceptare, Su-24 este un avion de bombardament. N-are importanță până la urmă. Insula Șerpilor rămâne acum un obiectiv de lovire pentru forțele rusești, adică rolul pe care l-au avut ucrainienii atunci când au lovit într-o diversitate de modalități de întrebuințare a armamentelor din dotare, iată că este rolul rușilor, pentru că ei vor să controleze prin foc insula Șerpilor, astfel încât să nu permită instalarea din punct de vedere militar a unor echipamente de către ucrainieni. Partea cea mai bună a lucrurilor este că atât de discutata insula Șerpilor, care amenința România, amenințând România, amenința NATO, este în afara, dacă vreți, a întrebuințării directe militare. Este un succes în definitiv al forțelor ucrainiene, pentru că și-au retras echipamentele, era vorba de sisteme de apărare antiaeriană rușii, tocmai dintr-un asemenea motiv n-aveau posibilitatea să le apere, iar ucrainienii erau destul de eficienți în lovirea acestora cu drone și cu sistemele de rachetă. Fiecare le au în dotare, fiecare le primeau. Este un lucru interesant. Noi suntem concentrați pe ceea ce înseamnă echipamentele militare performante pe care le primesc din Occident. Să nu uităm însă că există și este o lecție de învățat și pentru noi românii, o industrie de apărare eficientă a ucrainienilor. Ultimele lovituri pe care le-au executat rușii au vizat tocmai facilitățile de producție pentru rachetele operativ-tactice fabricate de ucrainieni, Tochka. Le-au și rușii în dotare. Rușii folosesc 3 categorii de rachete. Rachetele de croazieră calibru, rachetele operative balistice de tip Iskander și un al treilea model, l-au folosit destul de des, este a treia poziție pe care o aveau în ceea ce ar însemna o ierarhie de folosire a acestor armamente, Tochka. Tochka este o rachetă pe care la ora actuală o produc și ucrainienii. Deci ei au capacități. Pornind de la Neptun, racheta antinavă, se spune că scufundarea crucișetorului Moscova a însemnat lovirea cu 2 rachete Neptun, rachetă construită tot pe baza unor rachete ale rușilor, dar și-au dezvoltat ucrainienii propriile lor capacități. Este o industrie de apărare destul de puternică, iar în privința Ucrainei am asistat nu numai la mobilizarea populației, deci a rezerviștilor pentru apărare și înființarea forțelor teritoriale, am asistat și la trecerea economiei, respectiv a industriei de apărare ucrainiene pe picior de război și își dovedește eficiența. Pentru că în sprijinul legat de apărare sunt 2 posibilități de aprovizionare. Stocurile lor începând să fie epuizate, pentru că se duce război de mai bine de 3 luni. Și atunci producția internă, care încă este valabilă, iar pe de altă parte, acel ajutor care trebuie intensificat din partea Occidentului. Mai ales că aici sunt niște diferențe, o diferență specifică. Tehnologia occidentală, din punct de vedere al armamentelor și muniților, este superioară tehnologiei rusești. Mă refer la tehnologia rusească pe care o folosesc și ucrainenii pentru producția anumitor armamente, anumitor arme și anumitor muniții. Tot britanicii știu că în Lugansk victoriile au fost posibile datorită trupelor Wagner și că acum intenția lui Putin ar fi să folosească aceste trupe Wagner, să le sporească puterea, să le sporească numărul și să le folosească în continuare pentru un atac suplimentar. Întrebarea este dacă aceste trupe Wagner pot să obțină soldații de care au nevoie în timpul ăsta record. E vorba despre câteva săptămâni. Da, sunt, cum să le spunem, firmele private, da, firmele de securitate care sunt implicate în conflicte cu o diversitate de misiuni. De regulă angajează dintre cei care au un serviciu militar sau au experiență de război. Deci ei sunt deja formați, ei sunt doar echipați și intră în luptă cu armamentul și tipurile de muniție pe care o cunosc deja. Problema se pune însă de o altă natură. Mi-este greu să cred că vom asista la o privatizare a războiului. Iar privitor la Severodonețk și Lisiceansk, efortul a fost al grupurilor de luptă din armata clasică. Britanicii chiar consemnau niște date. În acțiune în zona Severodonețk și Lisiceansk au fost vreo 80 și ceva de grupuri de luptă la nivel de batalion rusești. Au reușit să suplimenteze până la 100 și ceva. De succesul este datorat pe de o parte, creșterii numărului de grupuri de lupte concentrate pe zona respectivă și, doi, a superiorității în privința artileriei. Se vorbește de un raport în privința gurilor de foc sau a instalațiilor de lansare rachetă de la 8 până la 10 la 1 în favoarea rușilor. Acest lucru le asigura succesul. De fapt, am asistat și probabil vom asista în continuare la o concentrare a efortului pe obiective mai mici, pe axe mai scurte, în definitiv, pentru înțelesul tuturor, pe suprafețe mai mici, aceste lucruri permițând o concentrare a efortului. Ce înseamnă concentrarea efortului? Concentrarea mai multor unități, în primul rând a grupurilor de luptă și un sprijin de foc, mai ales din punct de vedere al artileriei și a rachetelor, mult mai consistent. Nu au folosit prea mult, surprinzător, sprijinul pe care ar fi trebuit să îl aibă din partea aviației, pentru că și aviația are un rol important pe timpul acțiunilor ofensive, prin acele acțiuni de lovire la sol, de sprijin aerian. Și probabil o explicație este dată de faptul că apărarea antiaeriană, mai ales apărarea antiaeriană apropiată și medie a ucrainienilor, a fost foarte eficientă și rămâne eficientă în continuare. Casa Albă a dat publicității imagini pe care le vom vedea și noi imediat. De fapt, este o fotografie din satelit în care, spun cei de la Casa Albă, se văd rușii care inspectează o bază militară iraniană, unde văd pentru prima oară dronele pe care le folosesc și pe care le-au dezvoltat iranienii. Fotografia a fost făcută în iunie pentru că consilierul pentru securitate al președintelui Statelor Unite spune că în cel puțin două rânduri o echipă de ruși a mers la această bază pentru a inspecta dronele. Astăzi, din surse ucrainene, aflăm că ministrul de externe din Iran, de la Teheran, l-a sunat pe omologul lui de la Kiev ca să-l asigure că Iranul nu va livra nicio dronă Rusiei. Cum sunt aceste informații? Mă surprinde în mod plăcut. Dacă lucrurile acestea se vor adeveri, demonstrează faptul că Iranul nu vrea o implicare în războiul din Ucraina, indirect îl consideră un război de invazie, chiar dacă refuză nu o implicare directă, ci o implicare prin asigurarea de echipamente militare. Deși Federația Rusă n-a cerut Iranului să doneze dronele, le-ar fi cumpărat în mod sigur. Același lucru l-am mai discutat și legat de China, pentru că la un moment dat nu a apărut în media o explozie că China va fi implicată în războiul din Ucraina. Iată că nu este implicată nici măcar cu echipamente militare sau cu muniții necesare, de altfel, Federației Ruse. Discutam mai devreme, iertați-mă, de acel deficit pe care l-au. Pe de altă parte, însă, trebuie să plecăm și de la o situație legată de modul în care Occidentul a demonstrat unitate, a aplicat sancțiuni împotriva celor care sprijină Federația Rusă și, până la urmă, Iranul este legat și el de Occident, mai ales de Europa. Ținem seama că relațiile reci, distante și uneori chiar tensionate nu sunt în mod expres între Iran și Europa. Războiul se poartă în Europa. Sunt foarte multe state europene care sprijină Ucraina împotriva rușilor. Ca atare, probabil, Iranul privește lucrul acesta și dintr-o asemenea perspectivă. Este un lucru bun și un lucru care, dacă se confirmă, demonstrează că Federația Rusă este din ce în ce mai izolată, nici măcar statele considerate, între ghilimele, state teroriste sau care sprijineau terorismul, statele, într-un limbaj neacademic, răufamate, nu vor să intervină în război din Ucraina, în definitiv considerând războiul din Ucraina un război de invazie. Ce înseamnă pentru dumneavoastră că Serghei Șoigu a considerat că e necesar să se ducă pe front, să se întâlnească cu soldații și să le ordone să-și intensifice acțiunile și să vizeze lansatoarele HIMARS? Cred că discuțiile au fost mai largi. Șoigu se duce către realizarea obiectivului care l-au. El a fost prezent, nu din datele pe care le-am primit, în zona luptelor din Donbass. Pentru că problema legată de cucerirea pungii Donbassului este o problemă esențială. i-au luat o pauză operativă după cucerirea Severodonețkului și a Lisiceanskului. Sunt însă două aliniamente pe care să sperăm că le consolidează bine ucrainienii, folosind și o parte din forțele care au fost retrase de pe Severodonă și mai ales de pe Lisiceansk. Consider că a fost o decizie înțeleaptă. E vorba de un aliniament de interior descris de orașele Sieversk și de Bakhmut. Asta le-ar permite și un control al autostrăzii și cel mai important aliniament este cel descris de localitățile Sloviansk, Kramatorsk înspre Tordesk. Într-o asemenea situație, el sigur că a stabilit sarcini legate de reluarea ofensivei după această pauză operativă. Interesant este, și ajungem și la HIMARS, a avut de făcut destule precizări, a transmis destule ordine cu privire la întărirea apărării. Întărirea apărării în regiunile Herson și Zaporoșie. Deci rușii sunt conștienți de faptul că ucrainienii pregătesc lovituri ofensive. Lovituri ofensive pe timpul apărării se numesc contraofensivă, pentru că se desfășoară numeroase contraatacuri și în zona Herson și în zona Zaporoșie. Pe de altă parte, legat de sistemele moderne, deși nu sunt prea multe instalații care au intrat în dotarea, mă refer la instalațiile de lansare, proiectile reactive și rachete de tip HIMARS, acestea sunt foarte eficiente și au rezultate remarcabile, mai ales în lovirea a punctelor de comandă într-o anumită măsură, dar sistemul logistic și sistemul de lovire, artileria al rușilor, este lovit foarte eficient, chiar dacă numai la o adâncime de 70-80 de kilometri de către instalațiile HIMARS. Ca atare, ele vor fi foarte căutate. A fi căutate înseamnă a se identifica zona din care execută tragerea și să fie în măsură rușii să execute așa numitul foc contrabaterie, când descoperi poziția din care inamicul execută tragerea. Numai că HIMARS-ul, spre deosebire de M270, și acesta a ajuns în Ucraina, este foarte mobil, adică execută tragerea și părăsește imediat zona respectivă. De altfel, am văzut și imagini din zona de acțiune a ucrainienilor în Herson și Zaporoșie. Erau din Herson, unde desfășoară acțiuni de tip contraatac. Artileriștii spuneau, și am văzut o buziere de 152, dar și o buziere americane M777 de 155 de mm. Executăm tragerea și după tragerea respectivă, după câteva lovituri, părăsim poziția, pentru că de regulă ești descoperit într-un timp scurt și în momentul în care ai fost descoperit, inamicul te poate lovi și îți poate produce pierderi, inclusiv distrugerea piesei respective. Chiar prezenta un M777 care a fost lovit de către forțele rusești. Deci am trecut într-o altă fază a războiului clasic, foarte interesantă, aceea războiului între, să spunem, artileriile și capacitățile de lovire ale celor două armate. Sunt foarte multe lecții învățate, ele au consecințe pornind și de la tehnologia care este folosită, de la instrucția pe care o ai pentru folosirea, spunem noi, militarii, a materialului respectiv, dar multe lecții se învață și pe timpul desfășurării războiului. Să sperăm că lecțiile pe care le-au învățat artileriștii și rachetiștii tăiești ucrainieni le vor permite să-și protejeze aceste mijloace în dotare, mai ales instalațiile de tip HIMARS și M270, care vor fi țintele predilecte pentru ruși. Prin descoperire cu radare cu misiune de contrabaterie, asta înseamnă că sunt radare și armata ucraineană, fac o paranteză, este dotată și ar trebui să fie și mai bine dotată de către occidental cu aceste radare contrabaterie. Sunt radarele care într-un timp scurt descopere poziția din care se execută focul asupra ta. Descoperită poziția, identificată coordonatele, stabilite coordonatele acesteia, într-un timp scurt tu poți să execuți lovitura împotriva celui care trage asupra ta. Este acel foc pe care îl știu foarte bine artileriștii, focul de contrabaterie, focul de contraartilerie. La ce vă așteptați, domnule general? Pentru că noi, când auzim că au ieșit din pauza operațională, înțelegem că sunt odihniți, sunt realimentați, sunt pregătiți, vor trece la atac. Da, deci este vorba de o refacere a capacității ofensive, dar pe de altă parte și o schimbare a dispozitivului. și mă aștept ca să se acționeze mai ales pe axa mediană, este vorba de Sieversk înspre Bakhmut. Asupra Bakhmutului se acționează de mai mult timp. În același timp se menține angajarea forțelor ucrainene și pe axa principală de la Sloviansk spre Kramatorsk și înspre Tordesk. Ideea este că probabil vor acționa ofensiv pe o singură axă, se vor concentra, mă aștept să acționeze pe axa mediană în primul rând, menținând totuși presiunea și asupra axei principale, este axa de intrare în pungă și asta ar însemna cucerirea axei respective, cucerirea pungii Donbassului și cucerirea Donețkului în sine, pentru că în definitiv nu vor să permită ucrainienilor să realizeze o manevră de forțe și mijloace de pe o axă pe alta, de pe un alineament pe altul, astfel încât apărarea să aibă un caracter de mobilitate și flexibilitate și să reziste mult mai bine. Succesul ucrainienilor are două condiționări. Una este legată de aprovizionarea în continuare cu armament și muniții occidentale, mai ales cele performante, și doi, o intensificare a contraatacurilor în cele două regiuni, Herson și Zaporoșie, pentru că în felul acesta obligă și deja au început să oblige rușii să dizloce o parte din forțele destinate pentru ofensivă în punga Donbassului, pentru întărirea apărării în cele două regiuni. Mulțumim mult! Vă mulțumim, domnule general. Virgil Bălăceanu, general în rezervă în studio, Digi24, dar pentru că sunteți la noi, e în toi, domnule general, o dezbatere politică a nu știu câta oară. Politicienii se întreabă dacă pensiile militare sunt sau nu pensii speciale, deci dacă ar trebui să fie supuse unei supraimpozitări. Care e comentariul dumneavoastră? Ce comentariul în sinteză ar fi următorul. Nu sunt precedente sau nu sunt situații în statele membre NATO și ale Uniunii Europene de calcul al pensiilor militare de serviciu pe bază de contributivitate. 2. Militarii au contributivitate, plătesc partea legată de CASS, cei 25%, merge partea respectivă spre bugetul de stat, se întoarce înspre casele de pensii sectoriale pentru plata pensionarilor militari. La această dată pensiile militare sunt neactualizate, deci în definitiv ele sunt înghețate. În definitiv înghețate sunt și salariile celor în activitate, n-au mai crescut în ultima perioadă de timp. Cheltuielile de personal sunt sub media pe NATO, tocmai datorită unei asemenea situații, înghețarea atât a pensiilor cât și a creșterilor salariale. Există o problemă internă destul de serioasă, nesoluționată, pentru că sunt discrepanțe între cuantumul de pensii pentru aceeași vechime și pentru îndeplinirea acelorași responsabilități. Aceste diferențe ajung până la 2:1 sau chiar peste 2:1. În definitiv, noi trebuie să considerăm că problematica este absolut internă, dar o raportăm și la celelalte state, pentru că pensiile militare sunt pensii militare de stat sau pensii militare de serviciu. Bugetarea lor se face și prin contribuția militarilor. Mecanismul de creare a fondurilor este însă intern, pentru că modalitatea în care se calculează aceste pensii, diferențele nu sunt mari între statele membre NATO. O diferență este legată de procentul care se aplică și la ce se aplică procentul respectiv. Deci trebuie să respectăm regulile NATO și al Uniunii Europene, să nu considerăm pensiile militare de stat, pensiile militare de serviciu ca pensii speciale și ar trebui ca aceste pensii, pentru că ele sunt pe baza unui mecanism intern al instituțiilor din sistemul național de securitate, să nu intre în cei 9,4%, pentru că cei 9,4% au în calcul partea de contributivitate care merge în definitiv spre ideea de sustenabilitate. Și aș încheia prin faptul, am spus de sustenabilitate, există sustenabilitate în privința pensiilor militare prin mecanismele pe care le au aceste instituții. Deci nu este nevoie ca Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, SRI și celelalte instituții care au pensii militare de serviciu să ia din bugetul asigurărilor sociale ca să plătească aceste pensii. Nici de cum. Ele se plătesc tot prin contributivitatea militarilor, a celor în activitate. Mulțumim mult, vă mulțumim, domnule general. Reportaj.